Ambasadora Erasmus, România, s-a aflat la sfârșitul acestei săptămâni la Sibiu. Ea le-a împărtășit studenților prezenți la sesiunea internațională de comunicări științifice SECOSAFT, găzduită de Academia Forțelor Terestre, experiențe unice ale reușitelor sale. Plină de entuziasm, încrezătoare în forțele proprii și deschisă către dialog, așa a venit la Sibiu Laura Popa, ambasadorul Erasmus România la Comisia Europeană. Ea a fost invitată la ediția din acest an a sesiunii internaționale de comunicări științifice SECOSAFT, găzduită și organizată de Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Ea le-a vorbit studenților români, dar și străini prezenți la eveniment despre ascensiunea sa și despre cum a reușit să ajungă ambasador Erasmus. Mobilitate de mână în Academic la Universitatea Istanbul din Turcia. Ulterior, datorită activităților pe care le-am avut în România de promovare a programului, am devenit student Erasmus numărul 2 milioane. Bineînțeles, am mers mai departe, acest lucru m-a onorat că m-a și responsabilizat și iată că după aproape 2 ani de zile am fost declarat ambasador Erasmus al României la Comisia Europeană. Chiar în această dimineață am ajuns la Sibiu de la aniversarea a 25 de ani programului. A fost un eveniment care a aniversat acest program în Danemarca. Și în România se va sărbători în 2 săptămâni, la București, în cadrul unui eveniment național, care aniversează 15 ani. Deci, practic, 25 de ani la nivel european și 15 ani în România. Ce ocazie este din am primit invitația care m-a bucurat foarte mult din partea Academiei Forțelor Terestre. Am discutat mai devreme cu studenții acestei academii și i-am încurajat să îndrăznească, să beneficieze de acest program. Le-am prezentat avantajele, cât și, bineînțeles, micile impedimente de care se pot lovi la început, ca orice tânăr la 20 de ani. Și sper eu că numărul de universități poate ne să crească în timp, astfel încât tot mai mulți studenți să poată să beneficieze de un semestru sau un în străinătate. Cum ce se pare până acum Sibiu în fostă capitală culturală europeană? Întotdeauna revin cu plăcere în Sibiu. Am, cred că, foarte des activități aici. În prezent mă ocup și de Erasmus Student Network, este o asociație a tinerilor fost Erasmus, care odată întorși în România se ocupă de cei străini care vin în țara noastră. Și, bineînțeles, Sibiu este întotdeauna pe lista străinilor, am auzit și am citit multe despre Sibiu și întotdeauna le aducem aici și le arătăm frumusețile acestei capitale europene. Care este următoarea treabă despre accesiunea ta? Este o bună întrebare. Nu am răspuns poate la acest moment ceea ce îmi doresc să fac în România, pentru că am absolvit anul trecut străinătate, dar am decis să mă întorc în România. Sper că activitatea mea de până acum să ajute la creșterea numărului de mobilități. Programul Erasmus este deschis atât studenților, cât și profesorilor, cât și cadrelor auxiliare din universități. Toți aceștia pot beneficia de programul Erasmus, iar până în prezent, deci în 15 ani de zile, am ajuns la aproximativ 50.000 de români care au beneficiat de acest program până în prezent.